Floria noastră, după ce a fost ieri spânzurată de un tavan, a ieșit astăzi la alergare. Este în parc, vreme frumoasă pentru alergare, plouă cu găleata. Acum s-a oprit strict pentru live-ul nostru, căci putem să facem lucrul ăsta pentru gașca de la Neața. Flori, unde ești, Neața? Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Am ieșit la alergat în parc, fac înviorarea de dimineață și nu singură. Alături de mine se află campioana olimpică la maraton, Constantina Diță. Bună dimineața! Bună dimineața! Deja am alergat până acum 3 km, nu are parcul tineretului? Aproape 3 km, da. Am făcut ca și un fel de încălzire înainte de cursa de 10 km. Știu că sunteți stabilită în America. Ce vă aduce în România? În România, în primul rând, că am familia și de 4 ani de zile organizez o competiție aici în București, se numește Bucharest International 10K. Anul acesta am mai adăugat 2 curse la această competiție, cursa de semimaraton și cursa populară pentru toată lumea care poate să alerge. Te vedem în competiție anul acesta? Încerc să alerg și anul acesta, pentru că mi-am propus ca să alerg în fiecare an. Nu știu cât de bine voi fi pregătită, de asta și încerc să mai fac mișcare 2-3 ori pe săptămână, dar voi încerca să alerg și anul acesta. În America, ce faci? În America nu am timp să fac prea multe lucruri, deoarece sunt invitată la foarte multe evenimente, cauze, la competiții unde sunt și ambasador. Anul trecut, în octombrie, am fost la maraton de la Chicago și asta e ocupația mea în Statele Unite. Fiul tău ce face? Mai joacă fotbal? Știu că juca în Colorado, nu? Da, a jucat ultimului an de liceu la echipa Rapids de juniori din Denver și nu mai joacă, deci a renunțat la sportul de performanță, merge pe alte căi, vrea să facă business, totul altceva, de la sport la business, dar asta este, e decizia lui și eu nu pot să-l forțez. Ținea cu Dinamo parcă? Da, și în continuare ține cu Dinamo, e dinamovist 100%. Și cum vă înțelegeți tu, ții cu Craiova, nu? Da, așa este și de multe ori joacă Craiova cu Dinamo și atunci fiecare ține cu echipa lui de suflet. Asta ne înțelegem foarte bine, nu este o problemă în acest fel. Cât de important este să facem mișcare dimineața, să ieșim, uite așa, în parc la alergat? Este foarte important să faci mișcare pentru că, în primul rând, este sănătate. În America, foarte multe persoane, înainte de a merge la servici, la birou, fac mișcare. Făcând mișcare dimineața, foarte de dimineață, îți dă o energie și atunci toată ziua tu ai energie și te concentrezi la servici. Ok, mulțumim mult de tot că ai fost în această dimineață alături de noi și noi ne continuăm acum alergarea, nu? Sigur, Răzvan, Dani, v-am pupat! Vă așteptăm la alergare! Mulțumim, Floriana, cred că era bine să te apuci de alergat, dar cu cineva care alergă mai puțin, sincer. Să te duci direct sus, stop. Mulțumim tare mult, va fi un eveniment interesant.